Ce sentimente încearcă după acest meci? Incredibil, incredibil sentimente, nu pot să imaginez, dar mă bucur enorm pentru echipa, mă bucur pentru toți oamenii de în jurul clubului care ne ajută să reușim să ne calificăm, mă bucur și pentru suporterii că niciodată nu ne-a lăsat la greu, a fost greu asta calificare, a fost foarte, foarte greu, dar zic că am meritat în două meciuri, am fost mai bun și am adus calificare. Ați simțit încurajările celor de aici? Nu au fost mult, dar s-au făcut auzit. Da, a fost și se auzit și mulțumesc în acest cale că a venit și că ne-a susținut. Cât sângere ce ai avut la faza penaltiului? A fost ultimul minut, dar mă bucur că am fost calm și am reușit să dau. Cum ai gândit? Ai avut emoții? Cum ai gândit execuția? Nu m-am gândit că e important să fii calm, să fii concentrat și să dai unde vrei, așa. Cât de departe o vedeți în grupă? Încă nu știu, dar vreau să vin la București cel mai bune echipe și să jucăm cu cel mai bune echipe în conferență. Cum a fost bucuria în vestiar? N-am fost, că am fost la doping. A fost greu de jucat pe terenul ăsta sintetic sau te-ai acomodat repede? Cum am zis și înainte de meci, că nu e important terenul și pe orice am jucat, trebuie să ne aducem calificare și asta am făcut-o. Mă bucur că echipa a arătat caracter și în deplasare ne-am calificat. Cui dedici această calificare, golul marcat în final? Pentru toți, cum am zis, pentru toți oamenii de la club, pentru toți suporterii de la club, pentru noi, familiile noastre, care a suferit mult, că a fost lângă noi și la bine și la greu. Mulțumim!